Zi-mi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot. Îți, da, ce faci? Mâncam înghețat. Cu ciocolată? Nu, cu vanilie. Mai avem? Da, caut în frigider. Am cumpărat mai multe și le-am pus în frigider să nu se topească. Da! Mi-am luat una cu ciocolată. Eram precisă. Știi, mă uitam acum la frigider și mi-am adus aminte de modul în care se păstra gheața pe vremuri, pentru a se putea face înghețată. Părea cum s-or fi descurcat oamenii pe vremea când nu erau frigidere. Și de fapt, când au apărut frigiderele? Un lucru este sigur. Da? Care? Nu au existat de când a fost nevoie de ele. Au apărut mai târziu. Zi-mi tot? Da, Biții. Ce făceai? Mă gândeam că aș mânca și eu o înghețată. Numai că eu sunt computer și nu fac acest lucru. Dar uitându-mă la voi cu câtă poftă mâncați, aproape că și eu... Da? Oprește-te! Altul ceva doream să te întreb. Scuză-mă, ce anume doreai să mă întrebi? Dacă ai fost atent la discuția dintre mine și... Desigur, Biții, scanerele mele au fost pe recepție. Vorbeați despre înghețată. Și despre mai ce? Despre posibilitățile de a o conserva, mai exact de a o împiedica să intre în stare lichidă cu ajutorul frigiderului. Mai exact, să nu se topească. Da, Biții, se poate spune și așa. Deci? Zi-mi tot. Da? Te-au înghețat circuitele. Nici vorbă. Făcusem o mică pauză deoarece tocmai scanam niște fișiere cu privire la folosirea recipientelor sau sistemelor de păstrare a temperaturilor scăzute. Cu alte cuvinte, mă documentam. Wow. Cu privire la istoria frigiderului, pentru că dacă am înțeles bine, despre asta doresc să stați de vorbă cu mine, nu-i așa? Ia! Văd că ești băiat dezghețat. Adevărul e că și eu intrasem la bănuiel zimită. Gata, poți începe. Frigiderul. Frigiderele, sau mai clar, posibilitatea de a păstra la temperaturi scăzute gheața necesară răcirii alimentelor a constituit o preocupare străveche a oamenilor. Mai ales a generalilor lui Nero, pentru că, dacă mi-aduc bine aminte, Nero obișnuia să-i omoare pe conducătorii caravanelor care îi aduceau gheața din munți, dacă aceștia nu reușeau să o păstureze pe lungul drum până la palat. Dacă gheața se topea, comandantul era pac-pac. Executat. Parcă așa ne-ai spus când ai vorbit despre istoria înghețatei. Exact așa v-am spus, Biții. Numai că inventarea frigiderului nu a fost chiar ocupația de bază a respectivilor comandanți. Primele camere de păstrare a gheții erau de fapt niște găuri săpate în pământ, căptușite cu lemn și umplute cu gheață sau zăpadă. Acestea au fost pentru mult timp frigiderele din istorie. Și cred că nu le săpau chiar comandanții militari. Cred că ai dreptate. În mod siguriții, mai înainte de anul 1000, înainte de Hristos, chinezii tăiau și stocau gheața pentru a o folosi la păstrarea alimentelor. 500 de ani mai târziu, egiptenii, iarăși egiptenii, și indienii făceau gheața în nopțile friguroase, lăsând apa afară în vase de ceramică. Dar asta se întâmpla numai atunci când nopțile erau într-adevăr friguroase. Pentru că atunci când nopțile erau calde, nu cred că mai funcționa sistemul. Abia în secolul al XVIII-lea, omul de știință Michael Faraday a descoperit că amoniacul lichid produce îngheț. Frigiderul funcționează și astăzi pe acest principiu. Comprimă un gaz într-un lichid. Lichidul devine apoi din nou gaz și apoi gazul din nou lichid și tot așa. Gazele lichefiate au temperaturi foarte scăzute și toate gazele se lichefiază la presiuni mari. Și lichidul din brichetele din ziua de astăzi este de fapt un gaz lichefiat și este foarte rece. Să înțeleg că trecerea de la starea lichidă la starea gazoasă și invers a unui gaz este procesul care duce la scăderea temperaturii? Da, Biții, ai perfectă dreptate. Oricum ai auzit eu undeva de așa numită temperatură zero absolut. Primul frigider pentru acasă l-a produs fabrica General Electric. Ea a produs un model inventat de un călugăr francez. Acest model folosea un compresor pentru comprimarea gazului în lichid, compresor care se punea la subsolul casei sau într-o cameră alăturată. În 1918 s-a adăugat la frigider un dispozitiv de control al temperaturii și o rotiță prin care se alegea temperatura de înghețare dorită. La început, frigiderul arăta ca o cabină din lemn, dar apoi s-a introdus cabina de porțelan și din oțel.
dar și indienii, produceau gheața, lăsând afară în nopțile geloase apă în vase de pământ. Dar acest procedeu funcționa numai acolo unde nopțile sunt deosebit de reci, așa cum este cazul nopților ecuatoriale. Abia foarte târziu, în secolul al XVIII-lea, Michael Faraday a descoperit că amoniacul lichid produce îngheț, frigiderele moderne funcționând pe același principiu. Acest principiu presupunând comprimarea unui gaz până la lichefierea sa și folosirea lui pe post de agent refrigerant. Procedeul este asemănător cu cel al gazelor din brichete. În interiorul brichetei, gazul este lichid, iar când este eliberat, trece instantaneu în formă gazoasă, fiind foarte rece. Primul frigider pentru folosirea casnică a fost fabricat de către fabrica General Electric. Iar în 1918 s-a adăugat un dispozitiv de control al temperaturii și o rotiță care permitea alegerea temperaturii de îngheț. La început, aceste frigidere arătau ca o cabină din lemn și mai târziu erau din porțelan și oțel. Văd că ați reținut foarte bine aceste amănunte legate de istoria acestui obiect atât de des întâlnit în toate casele pământenilor. Și când te gândești că la început numai cei mai bogați își puteau permite să aibă gheață, acum toată lumea își poate permite să țină înghețata în frigider. Dacă Zimi tot nu vrea să înghețe, va trebui să se retragă și să-și încarce acumulatorii, care sunt pe sfârșit. Fără curent electric, frigiderele se topesc, iar Zimi tot îngheață. Adică nu mai poate face nicio mișcare, m-ați înțeles, nu? Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii! La revedere, Zimi tot! Biții? Da, dar nu mânca așa de repede, că o să te doară gâtul. Adică o să-mi îngheață gâtul. Și gâtul și antenuțele, pe a mea țurțuri în loc de antenuțe. Nu-i nimic. Voi seta costumul meu spațial ca să mă încălzească.